Bună dimineața! Se poate și Colinda. Bună a, dimineața! Invitat o surpriză al emisiunii noastre, cafeaua de după ora 11, incredibilul, inegalabilul Vlad Roșu. Lumea îi mai spune și Piști, îi mai spune și instalatorul Universal, dar noi ne -l bucurăm să-l avem așa cum se prezintă el într-o sâmbătă dimineața. În loc ai fi avut altceva de lucru, nu? Dă seama că nu știu, nu se vorbesc maghiară și nici nu știu să fac nicio instalație. Da, da, pentru asta găsim oameni, dați-ne numai contract, subcontractăm, că avem sri-lanchezi. <laughs> pentru încălzire, două, trei bancuri primite de la prietenii noștri pe rețelele sociale, ce copilașul, tati, tati, sună telefonul. Și scrie pe ecran? Pedeapsa lui Dumnezeu, răspunde că-i mata. <laughs> Cea mai frumoasă amintire din copilărie e că nu mă durea spatele. Ce vă pasă, sunteți tineri. Noi. Iubi... Ajung la vârsta aia și încet, încet. În 5-16 ani să știi că iubitul zice, iubi, mi-a murit pisica și vreau una la fel. Dar ce să faci cu două mățe moarte? E o cirea. Bună seara, ajutor pentru alcoolici dați? Da, cu ce vă putem fi de folos? Cum să face mojito? <gânt> <gânt> Bună ziua, bomboane vărsate aveți? Da, de ce nu le adunați? Ei, hey, că ne-am adunat și noi aici. Domnule, începe cu ponte de astea nevinovate, că ce se întâmplă în showbiz, știi despre Pepe și cu fosta asoție Pastramă. Pepe el a cu, nu mai iubi, si da, da, da. Nu, nu știu. Eu s despărțit, eu găsit, eu găsit în telefon sau nu știu, niște video-uri compromițătoare, niște... Oana Zăvoranu? nu. <laughs> Aia e mai țepuită de actualul sos. Băi, ei parcă nu au avut noroc niciodată când ești ghinionist în dragoste de mic, când ești mare numai te De scandal în familia Pepe Pastramă, Geboa să imprim proces. Și trebuie Pepe cu gheboasă? Păi nu, dar am trecut de la un subiect la altul. Deci să Și gheboasă, nu mai vorbim de viețile noastre personale. Bine că nu suntem artiști. Dar ce poți să gheboasă? Gheboasă, proces. Că? Posesie, folosință. Ah. Dar ce crezi că o reclama lumea că nu mai scoate hituri? Altfel, un băiat simplu, după vorbă, după port, nu? Da. L-au scos toți în evidență, vezi, prețul succesului. De-aia noi ne limităm la o cafeluță pe buymecoffee.com cu bene că ne luăm cafea de ea, nu altceva. Și nu avem la posesie. Dar un artist constant fuego din seara asta și te rog să te uiți pe TVR2, de ce îi fac reclamă? Nu știu. Sau după masa începe un nou sezon drag de România mea. Uite, un artist, că voiam să fac comparația. Îmi place că de l-am chemat. El habar el, habar el, el e cu CGPT, cu holograme, cu holograme, cu alte chestii. Cu holograf! Cu <laughs> da, mă, și au ajuns niște holograme. Uh, și au zis că în cadrul acestui sezon va împodobi el în direct Bradu. Fuego a ajuns să-și împodobească ce Ce pe maică. Ce supărată și da. Astăzi este Sfântul Dumitru. La mulți ani cei care port, poartă numele de Mitică Dumitru, Mitică Melimi de la familia Melimii și tu nu ești Dumitru. Nu. Vlad Daniel. Deci numai piesa aia cu Dumitru. Dumitru. o murit Dumitru. Și-o murit în baie. Da, să nu vorbim. Cu Doamne ajută-ne Sfinte Dumitre la cât mai mulți subscriber, că uite-te, noi suntem în Cluj, pe pelerinaj în București, șase moaște. Șase moaște. Sfântul Dumitru. nu vorbim de ăștia care participă Mundește la... Nu, la... de din campanie. Nu, nu, din nu, campanie. nu, 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 ah, okay. Șase moaște s-au tare ca la Parascheva. Deci au fost Parascheva, iar vreo 3-4 moaște și acum. Sfântul Dimitrie izvorătorul de mir. Sfântul Dimitrie cel nou de la București. Sfântul Constantin. Sfânta Elena. Mamă și tată, dar oracle separat, mamă, uh, mamă și fiu, uh, uh, Sfântul Lazar, Sfântul Nectarie, șase Sfinti, dar dacă acum nu ne merge bine, zici și tu. Coz la moște la Paraschiva, coz la moște la asta, de lunea viitoare toată lumea se întoarce la coz la SGR. Lasă că zic eu la ce m-am gândit, uite ce am scris aici, ce m-am gândit, dar spun eu după, că nu ținem lumea sâmbătă așa. Un elev a de la școală după ce a devenit președintele asociației elevilor. Ai văzut că își permite. <laughs> Și-au închiriat autobuz personal <laughs> și s-au dus până la altă școală. <laughs> s a dus dintr-un capăt în altul al orașului pentru a ajunge la altă cafenea la alt Vezi, de mici, a intrat într-un fel de politică, deja, nu? Deja... Să trage pe fese. Deci, exact. <laughs> mai bine pe fese decât în partea cealaltă, da? Deci, elev, președintele elevilor, nu mai veni la școală. Ei se pregătește o carieră strălucită în politică. Domnul Ciolac a prioritatea națională, construirea de cămine studențești. Ce zice asta? asta? Cămine studențești. Nu avem studenți câte locuri în cămine o să fie mai face și eu, student, ca să mai plătesc chirie. aia -i. Că nu o să mai fie aia, să dai șpagă, să prinzi loc în cămin, în cămin. O să fie, dar în bună tradiția politicienilor, știi și când s-au făcut săl de sporturi în comune în care erau numai pensionari. Sunt rupt în da, da, Așa o să facă și căminele astea. Undeva să ce și... să vă la... Să vă la topa mică, rom cu salve, nu, dacă acolo e profesorul Dâncu. Să facă măcar aici, până satul, satele mai aproape de Cluj, că oricum vin da, la Cluj, știi? Da. O că fac naveta o oră jumătate, poate două, dar... Deci la facultate, cool. la Cluj și la Cămin. Cămin. Vezi să construiește în țara asta. George Simeon de case. Face case. Deci... Am auzit că au negociat cu de la Nord, să iei casă la 15.000 de euro. <laughs> Pentru toți, la 15.000 de euro, de două ori. <laughs> Bine că mai stai cu încă trei familii în casa a, aia, nu mai contează. Uh, nu, no, care e diferența față de căminele de care zici tu? Niciunul. <laughs> no, <vezi? laughs> promisiuni și te liste. Dar Gigi Becali, de când a intrat în Partidul Aur, nu mai face lista de jucători la FCSB, că la bătaia să, a, săptămâna asta cu 4-0 de la Rangers. Face listele de parlamentari. Să vedem acolo, mai poate să facă schimbări la... În oh. transferuri. Da. Băi, dar noi românii suntem geniali. Acum s-au descoperit că noi românii am inventat roata în urmă cu 6.000 de ani. Noi am inventat roata de lemn și-o și, și găsit-o. Da, serios. Zice că minerii din Dacia foloseau deja roți. Deci suntem, am inventat și mersul pe jos, apa caldă, corupția fără corupție. Deci noi am inventat oameni de știință. <guss> Dar ultima și cea mai nouă invenție o știi, nu? Cum e cela? ce la Ciocoliva. Ce Ciocoliva? Mai nu știi. Ciocată Dubai în formă de colivă? Da, mă, niște tineri din uh, Irlanda, doi români, au zis că nu lasă. Aveți ciocolată Dubai? Vă dau o alternativă. Ciocolina. Să muriți după ea. Exact. O ciocolată bună. Știi că de obicei mânci o ciocolată bună și zici, mamă, ce bine, ce cât de bine. Acum, Dumnezeu să-l ierte. Dar culmea că eu am fost anul ăsta în Dubai și Bă, nu, era ciocolată nu era. în Dubai. Dar în orice, schimb, ciocolată cu fistic era. Era. Și mai gândit să bage laștile alea, tăieței aia. Știi? Să... Eu, da. eu am crezut prima azi că e stricată. Da, aia e singura ciocolată care cum intră așa și iese. <coughs> Da, Britney, Spears s-a măritat cu ea însăși. Ce zici? De exact, așa. O zis că s-a săturat de infidelități. Bine, ea le făcea. S-a săturat și o zis că eu vrea să se mărite cu o persoană de încredere. S-a măritat cu ea, o pleca cu ea în luna de miere. Vă serios? Da. Pe cine, pe cine un... ceartă? Aia-i baiul. Cine pe cine ceartă? Că și-a uitat ziua aniversării. Data aniversării. Și-a uitat să -și facă cu noi să-și ducă gunoiul să... Nu, voi, americanii ăștia, ce să facem? Prada, ați auzit de Prada? Și tot nu-i vorba de campanie electorală. Celebra firmă Prada, designerii o să facă noile costume pentru astronauții care merg pe lună, că nu le mai ajunge acum Marte și așa. Și bine, ce și cu ce și... extra trebuie să întâlnești pe drum bă, dacă voi cu ce sunteți îmbrăcați? În Țăranilor. Îți cum o să pășească pe lună ca pe catwalk, știi? Un pas mic pentru o menire, unul mare pentru ținută, știi? Bote o să zic, ok, ieșiți din naveta spațială, frumos, pe catwalk, am ticat în cap. Și acolo o să întâlnească un bade din Făgăraș, vorba bancului, îmbrăcat în Dior. Și o să-și zică americanii la Prada, bade, well, cu ce ai venit aici? Cu brânză. <laughs> da, hackerii, și asta e foarte tare și să avem grijă, hackerii au preluat control asupra roboților care fac curățenie. Știți că acum nu mai e aspirator, e roboți. Și într-un orășel din America, hackerii au preluat controlul la roboții. Și ce, au făcut dezastru prin casă? Nu, încă asta e primul pas. Nu mai înjura pe proprietari. De ce po vorbi aia? Da, o băgat acolo. Care zice, în loc de hello, unde să mă duc, ce să fac, au început să-i mm. înjure. Îți dai seama că nevestele lor, nevestele au avut mai puțin de lucru, că asta e cam treaba nevestei. Sâmbăta, nu doamnelor, recunoașteți, când nu face bine soțul. Ce zic soții sâmbătă, așa, pe la 11 și un seară? Mă duc să spal mașina, nu? tu sărac, ai de scos hainele, pus la uscat, făcut mâncare, dereticat, verificat tema, nu că e vacanță, da, asta. Știi? mă duc să spăl mașina. Da, ai mai spălat-o și sâmbătă. Da, da, sâmbătă e zi de curățenie. <laughs> Spunem la mulți ani sărbătoriților zilei de azi, Victor Ciorbea, eternul și frumosul Brad Pitt al politicii românești. Știi cât s au face Ciorbea? Știi? Nu știu și el, la... Victor Ciorbea a fost premier. Tânărești, mă, milenialule. Au fost 96, din 96 premier și... 96 aveam un an, de unde să știu? Ce mai, mai zice lumea? Că nu aducem tineri de perspectivă în <laughs> Dar pe Nicolae Furduiancu Apoi, din Sohodol știu, face 69 știu. Și de ani și cred că la vârsta lui face ce vrea el că e tăloilor Și Andy Moisescu împlinește o frumoasă vârstă, nu știm cât, că el arată atât de 80 la cum nevastă din 96, și cred că e și el din, muriș, din 96 la mulți ani Dragul meu, încheiem aici cafeaua aceasta intermediară Spune ceva frumos celor de vârsta ta Aia trei care ne ascultă, like, share, subscribe și nu uitați să ne urmări și pe Instagram, pe TikTok și pe toate rețelele de socializare. Doamne joce! Să fim fresh. Nu știu, că nu știu slangurile astea noi. Că Ești prea bătrân pe. Bă, Ba, mă bați pe mine slangurile astea noi. Au niște cuvinte coptiește, îți doare capul. Hai, pa! Pa! Vi și sâmbăta viitoare. Nu mergi da, cu mașina mă uită, la spălat. Mă uit în calendar. Te rog frumos!